Un alt exemplar de calitate care a avut o prestație bună la ediția 2020 a Cronometrului Internațional din Brașov. Este porumbelul din fața noastră, are seria 740093 din 2020. Un porumbel frumos, bine clădit fizic, penaj bun, musculatură, aripă, ochi. Îi prezentăm și ochii acum, în detalii puțin. Porumbel cu personalitate. El a fost reprodus în crescătoria Tim, Bogdan și Gianina din Prahova, parcă nu, domnul Da, Sorin. A obținut un loc 88 în marea finală de la Foro, 450 de kilometri, 77 la semifinala dificilă, care a fost de la 333 de kilometri. A fost jucat pe numele Tim BASMS. Și acum o să vă prezentăm pedigreul lui, care la fel să vedeți care păsări de maximă calitate în el. Pentru că atât tatăl porumbelului, cât și mama sa, provin din crescătoria domnului Paul Popovici, din Austria, un crescător care nu mai are nevoie de nicio prezentare în România, pentru că este un crescător care este foarte atent la suși de porumbei, la origini, la împerecheri, tot. Domnul Popovici urmărește totul. Dovadă păsările de calitate pe care le reproduce în fiecare an și cu care obține rezultate bune. Un pedigree foarte frumos, într-adevăr, cu fotografii color ale bunicilor, după cum se poate vedea, atât bunicul din partea tatălui, 329-734, în linia Scherlekens, provine dintr-o consanguinizare tată-fică, frate de tată cu locul 1 categoria viteză, demifond, general locul 4 național în 2011, Scherlekens în spate, bunica din partea tatălui, tot așa o austriacă, soră cu 602, 333 din 2014, un reproducător Paul Popovici, mama locului 2 la Fino Columbodrom, porumbei de top în 2017, are în spate doi nemți, Bert Kröger și un original Walter Zenger. Dacă coborăm la mamă, la fel, păsări de o deosebită calitate, un original Paul Popovici, bunica din partea mamei, care are în spate tot așa Scherlekens. Văd că domnul Popovici lucrează mult cu porumbei de Scherlekens pe care îi apreciază. Dincoace, bunica din partea mamei, un original neamț, care se trage la fel 50% din crescătoria marelui campion german Günther Prange. Sunt specificate aici aproape sau o parte dintre rezultatele obținute atât de bunica din partea mamei, cât și din străbunica Günther Prange. Ce să zicem, un pedigree foarte frumos. Porumbei austrieci, dar în spate marea lor majoritate nemți. Nemți și nemți de calitate. O pasăre excelentă. Super. Pe care din nou o recomandăm cu mare căldură.